legat de ceasul dumneavoastră, este într-adevăr o situație de neimaginat. Sunt de acord. Problema, din punctul meu de vedere, constă în principal în faptul că un proiect atât de important, care afectează pe toți cetățenii acestui oraș, nu este gestionat de către administratorul local care primărea Sibiu, este gestionat de o entitate unde suntem un membru. Noi, primăria Sibiu, Consiliul Local, avem un vot ca toate celelalte localități care sunt membre în această asociație. Deci, este atât de complicată procedura, este inimaginabil. Noi ne scriu cetățenii, încercăm să rezolvăm ce depinde de noi, dar depinde mai nimic, nu depinde de noi, transferăm mai departe la ADECO. Nu vreau să discut mai multe. Nu aș vrea să citiți unele răspunsuri care le primim. Eu mă întreb dacă cei care lucrează acolo ne reprezintă pe noi și cetățenii din municipiul Sibiu, din restul localităților, sau reprezintă pe firma SOMA, când citesc unele răspunsuri. Deci, situația trebuie să se schimbe. Eu cred că ADECO trebuie să fie foarte serios misiunea care o are, pentru ce sunt acolo, pentru ce sunt plătiți, și să vadă, să acționeze pe toate căile legale pentru a duce lucrurile în făcaș normal.